Ca urmare a confirmării focarului de peste porcina africană în exploatația comercială de suine aparținând al 4SRL, aflată pe raza administrativă a municipiului Călăraș, luni 26 august, președintele Unității Locale de Sprijin Călăraș, primarul Daniel Stefan Drăgulin, a convocat o ședință a acestei structuri pentru aprobarea unui plan de măsuri în vederea prevenirii răspândirii virusului pestei porcine africane pe teritoriul municipiului Călăraș instituțiile responsabile de măsurile aprobate în ședința unității locale de sprijin, Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân, Direcția Poliției Locale, Biroul Registrului Agricol, Serviciul Public de Piețe și Oboare, Poliția Municipiului Călăraș și Inspectoratul Județean de Jandarm Călăraș vor implementa următoarele măsuri. Interzicerea circulației animalelor pe raza municipiului Călăraș, interzicerea pășunatului, monitorizarea intrărilor și a ieșirilor din oraș, instalarea de filtre, dezinfectoare la intrările și ieșirile din piețe, târguri și oboare, informarea cetățenilor, asigurarea unui stoc de materiale, monitorizarea respectării planului de măsuri aprobat în Comitetul Local de Combatere a Bolilor, catagrafierea exploatațiilor de suine pe cartiere.